Spitalul penitenciar Rahova, care este situat la 8 km de centrul capitalei, are aparatură medicală modernă, 113 paturi și un bloc operator complet echipat. De asemenea, mai are compartimente de urologie, chirurgie plastică, ORL, ginecologie și chirurgie toracică. Pacienții noștri având o dublă calitate, aceea de deținuți cât și aceea de bolnavi. Camerele în care sunt internați deținuții au 2, 3 sau chiar 4 paturi. Având în vedere că gradul de ocupare al spitalului este în medie de 80%, există șanse ca un deținut să stea singur în cameră. Deținuții primesc din partea spitalului și ziare, dar își pot face și abonament la ce publicație doresc. În spital se aplică măsuri de siguranță specifice regimului închis, 3 vizite pe lună, iar la fiecare, pacientul deținut poate primi un pachet care nu trebuie să depășească 5 kg. Singurul inconvenient ar fi că apa caldă curge doar de câteva ori pe săptămână.